Deci pentru fiecare etaj există și partea de bărbați. Deci aici nu e pe etaje cum este la la Selfridges. Sincer, m-a indus în eroare faptul că jos au parfumuri și așa peste tot. Jos parfumuri și după încep celelalte pe etaje. Fete, abonatul zilei este eu, sunt Daniel, abonează-te și dacă vrei să apari în următorul videoclip. Pe asta zic că asta e mult mai mare, că asta e față de Harrods și de Selfridges. Are amprenta la sol mult mai mare. Bine, aici suntem la sacouri, de astea n-am nicio treabă. Ia vezi Hugo. Astea sunt de la Hugo, toate. Da, hai... 2.330 de metri pătrați? Păi uite cât ai etajele. Hai să mergem jos. Hai să mergem noi la bărbați normali, că nu aici. Aici, ba da, dar vârsta, gen eu ce aș purta eu. Again, respect oamenii care se îmbracă în sacou și arată bine, big up, dar eu dacă îmi pun sacou pe mine arăt ca un lăutar. Și nu, nu-i de mine. Efectiv, nu-i de mine. Uite, astea toate așa, așa arată toate cămășile, gen. Asta e basicul de cămașă de asta albastră așa. De nu înțeleg stilul. Care e stilul cu cămașa asta albastră? De ce nu albă? De ce nu albă? De ce nu neagră? De ce albastru ăla? E urât. Albastrul ăla e urât. The business, nu? The business. N-am făcut business în viața mea într-o cămașă. La bătrânețe am să fac business în cămăși. I don't know what to say. Aici fac Calvin Klein, fac CK aici. Haide, tata, jos, că nu mai pot. Să mergi noi la bărbați. La bărbați, doar că la bărbați eleganți. Vreau la bărbați sport. Nu există bărbați. Uite, Skechers dacă vrei. Ce zici, vrei niște Skechers? De Skechers? Îți iau eu huca când ne întoarcem în țară, îți promit. Da, tata, dar uite de cum arată. Pune mâna pe ei, zici că se rup, efectiv. Sunt horror. Ce-ți plac ție? Ce? Ia. A, de aici e sportline-ul. De la ăștia îmi plac. Care? 97-urile? Da. Dacă spui 97-urile alea în picioare o zi, a doua zi îmi zici că nu mai vrei să porți așa ceva niciodată. Ia vezi, uite. Ăștia arată un pic ca boschete. Nu? Nu ți se pare? Păi așa arată, a boschetare. Pare rău. Nu, de boschetar, nu cocalar. Hai jos. Ce tata? Vă rog, spuneți și mie ce părere aveți despre... Uite, și ăștia nu-ți plac? Nu, tata, că-s prea urmă. Ăștia, dar ăștia așa cu negru, ok? Nu. Nu. Ok, păi pentru că ăștia să dai de cămătar și interloc. Aia de acolo. Care? Aia de părându din centru. Air Max-urile. Air Max-urile? Da. Vedeți, le-am învățat și tata. Hai jos, hai să mergem. Ia, uite și pe 6000-urile astea. Știi cât de comode sunt astea pe 6000-urile astea? E una dintre cele mai comode siluete de aici. Da, am și eu, am vreo 4. Uite și ăștia sunt bombă de... Ia vezi pe ăștia. Mă, cât de mișto sunt ăștia. Mă, cât de mișto sunt ăștia. Sport Vision, aduceți-i. Vans își vrea perechea înapoi. Efectiv, Vans își dorește pe Michael Kors. Ăsta? Da. Dorian Pop ar purta așa ceva, nu eu. Mamă, ia uitați-vă puțin ce au făcut ăștia de la Lacoste. Mamă, netrebnici ăștia cum sunt. Vai de cam eu... Ăștia i-au făcut așa, pentru că de obicei ăștia care sunt așa sus, nu știu cum naiba se numește stilul ăsta de Adidas, sunt foarte grei pentru că au talpa full făcută de lemn și au vrut să facă talpă de asta, garanta ca să-i mai ușureze, pentru că eu cred că lumea s-a plictisit să poarte Adidas cu talpă de genul ăsta. Ăștia sunt lemn, efectiv lemn toată talpa. Ia vezi, Levi's. Astea sunt Levi's? Jean-Michel Basquiat, Basco, ceva de genul ăsta cred că se pronunță. $40 în tricou de ăsta, nu-i rău. Nu trebuie, dar sprase materialele, nu-mi plac materialele. Dacă îmi plăceau materialele la $30, $40 îmi luam și unul, dar sprase materialele rău. Ia uite. Dă de rău record, urât. Mamă, cât de slabe materialele. Ați vrea un tricou Coca-Cola? Sau un tricou Mario Bros? Ăsta nu știu, ceva serial probabil, nu? Esențul, ia să vedem, ia vezi aici. People Love Unit. 50 de ani aniversare de hip-hop. Oh. Da, ridică-mi imediat. Hip-hop it's... Doamne ferește. Da, materialele astea știți cum sunt, frate? Materialele astea, că le iei dintr-un second hand de pe ultimul raft sau că le iei din ultimul magazin, mai rău ca gen ultimele magazine de fast fashion. Da. La magazinul ăla, unde aveau 3 zile. Unde? La Cromhart? Ce costau? La Cromhart? Costau cât jumătate București. L-am dus pe tata la Chrome Hearts și n-a înțeles nimic. Erau 3 produse pe acolo aruncate. El nu înțelegea nimic pe acolo pe la Chrome Hearts, vă dați seama. Armani Exchange. Armani Exchange în continuare. Bă, un LV, vreau și un LV pe aici. Să văd, doar să-mi clătesc ochii, că nu vreau să-mi cumpăr nimic pentru că îmi cumpăr birou. Și nu mai vreau să mai arunc banii. Vreau acum să mai țin de bani. Ce? Da, e de aia de sport, gen. Da, e fix de aia de sport. Ăla era frumos. Îți place cremul ăla? Luăm cu liftul? Atunci în spate, că aici s-a terminat. Da, aici e Guess-ul. Bă, voi să mă jurați. Dar eu de jumate din brandurile astea pe care le-am văzut acum n-am auzit. Uite North Face-ul.
Uite, ăsta e cool rău. Cât de cool e ăsta. Ăsta e tare. Nu, eu zic cum arată, nu culorile neapărat. Culori, există un miliard de culori. Ia să vedem ce mai e aici. Bă, astea de la North Face sunt bune, cel puțin de ținut de cal, țin de cal, tata. Nu, numai că țin de cal, nu am Columbia. Tu ai Columbia acum, da. Da, uite, în orice lăsă că am zbăt. Astea sunt mișto, am și una de asta așa. Asta chiar am și una de asta așa. O să vină, cred că, TNF și la Buzz, din ce am înțeles. În curând, ce am înțeles, în șansă să mă înșel. Și ia vezi asta, de frumos e asta. Mișto rău ăla, de petrecere așa. Da, astea țin rău de tot polarurile astea de cal. Uite și aia, ce frumoasă. Pantalonii ăștia sunt mișto cum vin. Și Adidas și aia din picioare bun. Dar hanoracele lasă de dorit. Pune mâna pe hanorace, lasă de dorit rău de tot. N-ai idee. Dacă, păi da. Doar să vedeți un hanorac de la G.B. Georgescu care, apropo, se lansează pe data de 15 martie. A, uite aici Columbia, ok. Uite și astea-s bombă. Și astea-s mișto. Bambolo, uite și bambolo. Columbia și astea-s mișto. Dar n-au gigi groase de la Columbia. Columbia are stilul ăla în care pune stilul ăla de folie de aluminiu pe interior, știi ce zic? Dar nu, n-au. Da, uite, ăsta e. Ăsta e stilul de la Columbia pe interior. Am și eu 20 de la Columbia, care nu știu unde sunt. La voi, nu? Una. Una, pe una. Și una nu știu unde e. Aia roșie și mai am una, dar nu știu unde e. Ia, ce preț sunt astea? 150. 90 de dolari. Nu știu, bă, față de la noi? Da, 4.500. La noi Columbia nu găsesc sub 6-700 de dolari. Zici? E ok și asta, asta e ok ca ban la 90 de dolari, redusă 50%. Ia vezi pantalonii ăștia, ce mișto sunt. Levi's-urile astea. Shit. Shit, ce mișto sunt Levi's-urile astea. Astea sunt de... Aia, dar vreau și eu să știu dacă iau blugi. Dar nu-s blugi? Nu, aia-s blugi? Aia-s blugi, ia stai, hai să-i vedem. Băi, eu i-aș fi luat. Dau doar lungime 27. Lungime 27 îmi vine până la genunchi. Nu vreau așa ceva, nici să mă plătești. Nu-mi plac blugii care nu fac stacking jos, așa că... Păcat, ei chiar arătau mișto și erau foarte mișto făcuți, erau ex, așa. Chiar erau mega interesanți. Poate mai găsim vreo pereche interesantă pe aici, pe la Levi's. Mai e ceva interesant, tata? Nu, de astea basic, astea basic, Levi's basic, tot Levi's. Astea cred că-s 501-uri. Astea jești de blug. Care? Tricoul ăla cu New York? Da, dar astea de la Levi's au atât de proaste materialele. Uite, astea ce sunt? Astea sunt 559-uri. Relaxed. Da, mie nu-mi plac astea așa, nu știu de ce. Întotdeauna m-am plăcut astea așa. Par, într-adevăr, sunt mai pe stilul de când erați voi mai mici, știi? Eram și noi tineri. Asta zic, asta zic. A long time ago. Muștarul ăla? Da. Ție-ți place, da. Băi, uite-l pe tine. Ia vedeți. Facem un asorte fitting aici frumos? Aproape. Hai, dar astea standard fit. Ce? Uite, Nike, Ray-Ban. Doamne, eu am crezut că ăsta e un om. Uite cum l-am îmbrăcat în tech, pal meu. Ia uite-l, pal meu, îmbrăcat frumos în tech. N-are hoodie tech, are doar crewneck de la tech. Așa, ăsta e magazin Nike, cum ar veni, nu? Ăsta e magazin Nike, la bază. Cred eu. Nu, e și Under Armour, Don North Face. Au de toate, uite parfumuri. Hai vino să miroși vanila sexul dacă vrei de la Tom Ford. Nu? Bă, vanila sexul la mie nu-mi place așa de mult, l-am mirosit și mi se pare mediocru, sincer. Ia să vedem ce au pe aici. Hi. Fine. How about you? L-am pierdut pe tata și pe aici toată lumea îți bagă parfumuri pe gât. Și acum am dat. Thank you so much. Bă, no joke, Paco Rabanne One Million ăsta miroase decent, wow! Bă, cât de bine miroase ăsta! E Paco Rabanne One Million ceva nou, cu roșu, ceva de genul ăsta. Stai să-l găsim și noi pe tata. Ia vedeți ce-a făcut Nike. Astea încă nu le-am văzut la noi. Asta e Nike Tech reinventat cum ar veni. Gen 2.0. Deci asta e Nike Tech 2.0 cum ar veni. Vrei să te îmbraci în tech? Vrei să facem un outfit? Vreți să facem un outfit cu tata în tech? Vreți să iau lui tata un tech de ăsta de la Buzz și să-l îmbrăcăm în tech? Vrei? Nu. Nu vrei, nu? Păcat. Băi, slăbuți rău de tot. Selfridges îi bate la fundul gol pe ăștia de aici. La fundul gol Selfridges. Selfridges, Harrods, Lafayette, îi bat pe ăștia la curul gol. Păi au firme cum trebuie, nu ca aici. Că Nike și de-astea nu trebuie să vină într-un magazin de genul. Într-un magazin de genul ar trebui să găsesc doar branduri mișto, cu haine cool, pe care nu le pot accesa și să fie buticurile magazinelor respective, din punctul meu de vedere. Băi, cred că s-a mai terminat o zi de daily vlog.
Cam asta e cu ziua de astăzi. Ca de fiecare dată, uitați de like, share, cum subscribe, toate alea rele. Nu uitați să follow pe Instagram la Georgescu, codul Georgescu pe site celor de la Trutusol și pe site celor de la Baz. Dacă mai e ceva de filmat, o să vă arăt. Au, și terminăm frumos, da, cu o clădire care nu se vede. V-am pupat. Love you.